Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni 13:13. Definiția iubirii. Iubirea e ce poți să dai. Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai. Când ceri, ești slugă cu simbrie. Iubirea e ce poți să faci pentru vrăjmaș și pentru frate. Să rabzi, să suferi și să taci când ți se face o nedreptate. E suflet de copil curat, în care nu mocnește ura. E loc în care niciodată invidia nu-și cerne zgura. Iubirea e rană sângerând și întrebare ce te miră. Cum cei ce i-am hrănit pe rând, ei tot pe rând mă răstigniră? E mila ce-o parcurgi pe jos, povara fără murmur dusă. Iubirea e obrazul întors și haina demnității smulsă. Iubirea e zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină, când crucea altuia o sui și aprinzi în noapte o lumină. Iubirea este bobul bun, care rodește doar când moare. E investiția de acum într-o recoltă viitoare. Iubirea e ce poți să dai. Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai, iar viața ta e poezie.